Foarte emoționant în momentul mamelor și a fetelor. Am plâns pentru fiecare în parte. M-a emoționat foarte mult săra Cătălinii, mama Mariei, și știu eu de ce. Cumva i-a cerut iertare Mariei și i-a spus că este foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult. Hatice avea foarte multe emoții. Mama Daianei. Chiar a fost un moment extrem de emoționant. Și îmi plac foarte mult rochile și mă gândeam așa că chiar aș fi putut să-și ia genul acesta de roche și la cununia lor civilă, spre exemplu. Cred că rochea Mariei pare mai mult a rochei de mireasă și cea lui Simona. În schimb, rochea Cătălinei, rochea Taianei chiar este perfectă pentru acest eveniment. Fetele sunt foarte frumoase toate. Și, la Simona nu-mi place deloc cocul acela, nu-mi place cum mi se vede, îi scoate foarte mult fața în evidență și cred că ar trebui să-și schimbe neapărat coafura, nu știu, ceva, nu știu ce să-și facă, sau să-și-l ridice mai sus, nu știu cum. Dar foarte emoționat momentul. Felicitări fetelor pentru parcursul vostru, felicitări pentru felul cum ați ales să trăiți această competiție.